Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Fie că mergem la munte sau la mare, vremea este frumoasă și iată că la final de ianuarie ne bucurăm de temperaturi de până la 14 grade Celsius. Însă mai multe detalii despre vreme ne dă Florinela Georgescu, director de meteorologie operațională ANM. Bună dimineața! Bună dimineața! Într-adevăr, continuăm să fim într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate și temperaturi care vor fi în creștere în zilele viitoare, mai ales pe partea de sud și de vest a țării. Nu ar fi exclus ca sâmbătă, duminică să existe zone și cu valori de peste 14-15 grade. Sigur, nu neapărat aceste temperaturi vor caracteriza întreaga țară, dar categoric toate temperaturile din țară se mențin cu mult peste ce ar fi firesc să avem în această perioadă. Nopțile însă vor mai fi în continuare tot cu temperaturi sub 0 grade, dar chiar și așa și ele sunt mai sus decât firescul. Totul pe un fundal de vreme în general frumoasă la noi. Atenție astăzi, în continuare, la intensificările de vânt din zona Carpaților Oriental și Meridionali, din Moldova, Dobrogea, mai ales partea dinspre litoral, partea de nord-est a Munteniei, sunt regiuni care astăzi sunt în cod galben pentru intensificări ale vântului. De diseară și din acest punct de vedere vremea se va ameliora, iar ca precipitații pentru toată perioada de vacanță, aș spune că există probabilitatea destul de redusă în acest moment ca duminică seară să apară precipitații mai degrabă sub formă de ploaie pe partea de vest-sud-vest a țării. Vom urmări acest semnal și vedem dacă se va concretiza sau nu această prognoză. Dați-ne câteva ponturi pentru acest weekend, atât în România cât și în Europa. În primul rând, deocamdată, mare atenție la ce se întâmplă în continuare pe partea dinspre Mediterana a Spaniei și partea de sud-est a Franței, acolo unde încă ciclonul acela despre care tot s-a vorbit în ultimele zile, un ciclon foarte activ, continuă să aducă precipitații. El are o mișcare înspre Oceanul Atlantic, deci posibil area precipitațiilor, care vor fi totuși în diminuare, să se deplaseze spre partea de sud-vest de data aceasta a Franței, deci partea dinspre Oceanul Atlantic. Pe de altă parte, duminică, vă spuneam că la noi ar putea ajunge niște ploi în vest-sud-vest, acestea ar fi asociate unei depresiuni care s-ar putea forma, deci există această probabilitate, tot așa în Marea Adriatică, deci tot înspre Mediterana și să afecteze posibil zona Adriaticei și un pic înspre țara noastră. Acest semnal este de urmărit. Iarăși, dacă mergem înspre partea de nord-vest a continentului, acolo, atenție la intensificările vântului, se simt influențele dinspre furtunile din Oceanul Atlantic acolo. Deci, probabil o vreme tot cu un regim termic peste normal, dar o vreme mai vântoasă. Ar trebui să ne entuziasmăm în fața acestor temperaturi sau ar trebui să ne și îngrijorăm puțin? Acum să ne bucurăm că este o microvacanță, să ne bucurăm că e cald, sigur, iubitorii sporturilor de iarnă, nu știu cât se bucură, se bazează categorii mai mult pe zăpada artificială. Nu este firesc însă ceea ce se întâmplă. Suntem, din punct de vedere al temperaturilor, cum vă spuneam, mult peste normal. Marea problemă este lipsa precipitațiilor. Este o secetă puternică. Deocamdată în luna ianuarie s-au adunat doar 2 litri pe metru pătrat față de 30-40, cât ar fi fost firesc. Nu este bine din acest punct de vedere și din nefericire nici nu avem semnale, cel puțin până spre sfârșitul lunii, al vreunui episod care să aducă precipitații importante cantitativ. Vă mulțumim tare mult că ați fost astăzi alături de noi, așadar să ne bucurăm de această vreme frumoasă din minim vacanță. Răzvan, Dani, legătură înapoi la voi.